25 de aleși locali din Consiliul Municipal Chișinău au semnat o rezoluție prin care recunosc Federația Rusă drept stat care finanțează terorismul. În document, consilierii condamnă războiul ilegal și nejustificat al Federației Ruse împotriva Ucrainei și cer Kremlinului să înceteze imediat toate acțiunile militare desfășurate în țara vecină. Deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate susțin că în curând și în Parlament ar putea fi supusă votului o astfel de declarație. Rezoluția a fost semnată de 25 de consilieri municipali din PL, PAS, PSDE, Platforma Demnitate și Adevăr și aleși locali neafiliați. Nu și-au pus semnăturile pe document socialiștii, comuniștii și consilierii Partidului Șor. Am condamnat acțiunile teroriste ale Federației Ruse în frunte cu Putin. Declarația a fost inițiată de către noi, fracțiunea Partidului Liberal. Am îndemnat inclusiv Parlamentul de la Chișinău să condamne, să ne ia exemplu și să condamne și ei în forul legislativ suprem al statului Federația Rusă și acțiunile ei teroriste. Liberalul Ion Ceban a mai declarat că în baza acestei rezoluții CMC va cere denunțarea tuturor acordurilor cu Federația Rusă semnate de Primăria Chișinău. Deputatul PAS Radu Marian susține că și fracțiunea pe care o reprezintă analizează înaintarea spre votare în legislativa unei declarații asemănătoare. Trebuie să găsim ziua potrivită, ne-a spus Radu Marian. Prin astfel de decizii, de exemplu de a condamna războiul sau de a condamna crimele de război, bombardarea infrastructurii energetice, o țară cumva își expune poziția, da? Fie este susținător al democrației și libertății, fie este susținător al dictaturii și războiului care reprezintă Federația Rusă. Deci cumva asta ar fi o chestie de imagine și de avea o poziție morală. Da? Pe de altă parte, în Parlament, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au amintit că în data de 12 decembrie a fost marcată Ziua Internațională a Neutralității și au cerut fortificarea acestui statut. Demnăm organele de stat Republicii Moldova să întreprindă toate măsurile privind fortificarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova și recunoașterea lui la nivel internațional. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au declarat că cel mai mare pericol pentru neutralitatea și securitatea Republicii Moldova sunt trupele militare ale Federației Ruse care se află ilegal pe teritoriul țării noastre. Dacă noi, sincer, dorim să apărăm statutul de neutralitate, stimați colegi comuniști și socialiști, eu vă îndemn să faceți o declarație pentru început în care să cereți în fața Dumii de stat, președintelui Rusiei și a tuturor autorităților abilitate ale Federației Ruse să retragă de pe teritoriul Republicii Moldova imediat, total și necondiționat trupele sale de ocupație. Corect remarcă. Haideți să scoatem trupele și armamentul și după asta să zic cât de neutri să devenim noi. Și mai neutri.